Poporului britanic. Doamna ministru, aveți un pronostic ce se întâmplă pe 23 iunie în Marea Britanie? Rămân sau ies din Uniunea Europeană? Nu, așa cum a zis ambasadorul, trebuie să așteptăm, sunt în campanie, dar sigur că eu cred că toată Europa își dorește ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană. Din punct de vedere juridic, se discută cumva în guvern ce se va întâmpla cu muncitorii români care locuiesc în momentul de față în Marea Britanie în cazul unui Brexit? Nu, este prematur să se discute despre așa ceva. Sunt în Marea Britanie nu numai cetățeni români, ci cetățeni din alte state membre și cred că trebuie să așteptăm rezultatul democratic al referendumului.